Maestrul Nicolae Bodgru ar vrea să construiască două blocuri de locuit și un centru cultural lângă Palatul Feroviarilor, toate pe un teren primit gratuit de la stat încă în 2007. Inițial, darul autorităților prevedea doar ridicarea unei construcții în care să se găsească un studio sau o sală de repetiții care să aparțină lăutarilor. Astăzi, la 10 ani de atunci, pe lotul cu pricina, în proiect au apărut alte două blocuri locative cu 9 etaje. Maestrul nu a fost de găsit la telefon pentru explicații. A fost acordat din contul statului, de la balanța Palatului Feroviarilor, prin decizii de guvern, a fost alocat unui ansamblu cultural. Însă, în rezultat, în loc de un obiectiv cultural, noi avem apartamente care le construiește companie privată, care vor fi vândute la preț de piață și nu este clar ce are din câștigat de aici statul, Palatul Feroviarilor sau întreprinderea Calea Ferată. Două blocuri cu 9 etaje și un centru cultural cu 6 nivele ar urma să fie ridicate pe terenul de 27 de ani donat Asociației Lăutarii. Lotul care a aparținut Palatului de Cultură a Feroviarilor a ajuns în mâinile lui Nicolae Bodgru în noiembrie 2007, printr-o hotărâre de guvern semnată de premierul de atunci, Vasile Tarlev. La cadastru, acest teren este înregistrat deja ca proprietate privată, are număr cadastral separat și chipurile nu are legătură cu Palatul Feroviarilor. Astăzi, la consultările publice cu privire la prezentarea acestui teren, s-a aflat că pe lângă respectivul centru cultural și-au făcut loc și două blocuri locative, care ocupă două treimi din spațiu. Cum de la Asociația Obștească Lăutarii, după care i-a fost oferit acest teren, au ajuns să construiască compania respectivă. Nicolae Bodgros, cel care ar fi putut să explice situația, nu ne-a răspuns astăzi la telefon. Fiul lui, Corneliu Bodgros, spune că nu știe nimic despre asta. Pentru a putea construi apartamentele, compania cere și modificarea codului zonei respective, din zonă comercială în una cu funcții rezidențiale. Acest lucru ar face posibilă edificarea clădirilor înalte de până la 10 etaje. Pentru asta însă este nevoie de acordul Consiliului Municipal. Funcționarii de la Direcția Arhitectură au evitat astăzi să ne vorbească, iar șeful lor e plecat peste hotare. Părere de rău astea, nu? El e ocupat acum și nu s-a înțeles cu dumneavoastră. Deși planul urbanistic încă nu a fost aprobat de autorități, zona cu pricină a fost deja îngrădită de compania de construcții, iar 30 de copaci defrișați. Dumneavoastră sunteți reprezentantul companiei de construcții, da. Corect? Și ați încheiat un contract cu domnul Bodgros. Da. Firma de construcții ar fi încheiat un contract cu Nicolae Bodgros în septembrie anul trecut. Prevederile acestuia sunt confidențiale, susține reprezentantul companiei.